Comisia Electorală Centrală este responsabilă de buna organizare și desfășurare a alegerilor, libertatea și corectitudinea cărora depinde de implicarea fiecărui cetățean. Alegerile nu trebuie să reprezinte o confruntare între oamenii care gândesc diferit. Ele sunt o competiție în care învinge cel mai bun, realizând o campanie de promovare a valorilor adevărate, în care se ține cont de etică și bunul simț. În campanie nu e suficient să se demonstreze atractivitatea unui program electoral. Este important ca și liderii politici, prin propriul exemplu, să arate ce înseamnă să învingi adversarul fără a folosi atacuri la persoană, fără înjosire publică, judecând ideea și nu omul. În campanie electorală, alegătorii, societatea civilă și mass media trebuie să reacționeze prompt la situațiile de agresivitate, când se trece de linia bunului simț și se promovează comportamentul nedemn. Corectitudinea campaniei electorale începe de la fiecare din noi, fie că suntem funcționari electoral, candidat, reprezentant al mass media, dar cu toții alegători, care împreună contribuim la edificarea unui stat democratic de drept.